Vreau să ne povestiți un pic și despre această eficientizare energetică. Ce soluții se găsesc, mai ales, de exemplu, la locuințele sau la casele care au centrale pe căldură și nu pe gaze? Avem o creștere a creditării clienților care vor să-și cumpere tâmplărie de calitate mult mai bună față de ce au avut inițial, pentru că, apropo, chiar vorbim de dezvoltatori, dezvoltatorii nu o să ia... Cea mai bună tâmplărie. Este testată situația. Testat, verificat, da? Și... Deși se folosesc de același brand, da? Scot în față brandul, este o calitate mai slabă, o calitate mai eco a produsului. Da? Și te trezești că după 4 ani de zile începi să ai pierderi de căldură pe la tâmplărie. Și ca să schimbi tâmplăria la o casă, trebuie să strici glafurile și la interior și la exterior. Asta înseamnă un deranj foarte mare pentru și costuri pe măsură. Și costuri pe măsură. Deci aș sfătui clienții să nu facă economie la tâmplărie, da? Ci trebuie să pună o tâmplărie de calitate, testată și cu agrement, dacă se poate, european, EU. Deci noi nu putem doar ajusta această tâmplărie, adică să mai umblăm la mânere? Nu mai. Dacă e slabă, nu prea ce să-i faci. Exclus.